Vești bune pentru comunitatea sibiană. Când fac această afirmație, vreau să spun că bolnavii oncologici au, începând cu data de 1 iulie 2023, o alternativă pentru a-și face terapia cu citostatice într-un spital privat. Decizia terapeutică în cazul unui pacient suferind de cancer este o decizie care aparține unei comisii, unui grup de medici implicați, care alcătuiesc o comisie multidisciplinară denumită Tumor Board. Spitalul nostru are în Constituție această comisie în care decizia terapeutică, urmărirea, controlele sunt stabilite de comun acord de această comisie, care se întrunește regulat și care este alcătuită în primul rând din medici oncologi, radioterapeuți, medici anatomopatologi și sigur medici chirurgi implicați în tratamentul respectiv. Avem așadar de puțin timp disponibil la noi atât chimioterapia și radioterapia, dar și chirurgia oncologică în specialitățile amintite. E bine de amintit și de știut că atât radioterapia cât și chimioterapia sunt în decont cu casa de asigurări și, ca să fiu mai explicită, este vorba de gratuitate. O adresabilitate mai rapidă înseamnă timp câștigat în lupta cu cancerul.